Slăviți să fie Domnul! Fraților și surori din Apocalipsa, ultima biserică prin care Domnul ne poate vorbi, cuvântul din Apocalips, capitolul 3, de la versetul 14, vorbește și de data aceasta Domnul despre una din șapte biserici, o imagine actuală a bisericii de astăzi și este vorba aici despre Laodicea, și anume, Biserica Indiferenței, sau cum o mai numea cineva, Biserica Divertismentului. Dacă o să citim versetul 14, descoperim aici, așa cum și altădată am mers pe același model, ceva despre slujitor și stăpân. Apoi, urmând cu versetul 15, găsim aprecieri și acuzații din partea Domnului și apoi remedieri și răsplătiri de la versetul 18 în jos. Acum, fraților și surori, este o întrebare legitimă pe care o punem textului și anume, citind sau recitind prima parte a versetului 14, Îngerul lui Bisericii din Laodicea scriei. Cine era acest înger al Bisericii din Laodicea? pentru că vorbeam și clarificam că nu este vorba de un înger, ci Dumnezeu îl numește pe cel care conducea biserica, pe responsabilul uman al bisericii îl numea în felul acesta. Cine era el și despre cine este vorba? Sunt unii care preferă să spună că acel înger a fost Epafra. În Coloseni în capitolul 4, începând cu versetul 13 în jos, Apostolul Pavel vorbește despre acest epafra care s-a dus în Laodiceea. Ba Pavel vorbea bisericii din Laodicea și spunea că duce o luptă extraordinară pentru ea, cât și pentru cei din Colose, în rugăciune, în Coloseni, în capitolul 2, și apoi descoperim în capitolul 4 din Coloseni că Pavel a scris o epistolă bisericii din Laodiceea, însemna că acolo, în Laodiceea, exista pur și simplu o comunitate și aceasta avea un slujitor. Nu știm exact dacă acesta a fost epafra, scrie aici Îngerului Bisericii din la Odiceea Scriei. Și Ioan scrie. Acum, ce putem să extragem din contextul istoric și din numele acesta de la Odiceea? Putem să contextualizăm și să vedem Ceea ce Domnul transmite bisericii de acolo, cum se potrivea cu niște fapte istorice, despre care a vorbit și fratele Andrei. Această localitate cu numele de la Odiceea, această cetate, a avut un alt nume și anume Diospolis. Însemna orașul lui Zeus, cetatea lui Zeus. Ori cu 200 și aproape 50 de ani înainte de Hristos, un rege din vremea aceea, Antiohal II, a dat numele cetății după numele soției lui, așa de mult a iubit-o. Ce frumos ar fi și noi să facem câte un gest așa pentru soțiile noastre, Domnul să ne ajute. Nu să dăm numele lor la cetăți, că nu avem noi cetăți, dar măcar câte o floare să punem acolo sau o felicitare și Domnul ne poate ajuta așa. Uite, acest rege a știut să ia cetatea și să spună gata, așa de mult o iubesc pe soția mea, încât unei cetăți întregi îi dau numele soției mele. Și de atunci cetatea s-a numit la Aici, la Odiceea, precum spunea și fratele Andrei, în primul rând era un centru bancar mondial, aveau mine de aur, era o rută comercială care lega Asia de partea cealaltă a Europei și vă dați seama că ei se lăudau cu niște averi colosale. Undeva prin anii 60 a fost un cutremur care a devastat pur și simplu cetatea la odiceea. Senatul Roman a făcut, a luat o hotărâre să-i ajute financiar, să-și reconstruiască cetatea. Și ei au trimis vorbă la Roma că n-au nevoie de bani, că ei se descurcă. Și într-adevăr s-au descurtat și au reconstruit cetatea și se lăudau cu aur și cu averi foarte mari. În așa fel încât Dumnezeu se uită acolo și spune, da, și voi din biserică trăiți contextul istoric al vremii voastre și voi vă lăudați că sunteți bogați, dar n-aveți aurul curățit prin foc pe care îl dau eu, zice Domnul. Vedeți, fraților și surori, Domnul i-a vorbit pe limba lor, așa vorbește Domnul de multe ori. Lubalam i-a vorbit printr-o măgăriță, că așa a înțeles el. A fost nebun și a trebuit să vorbească printr-un animal ca să-l trezească. Animalul a văzut, profetul n-a văzut și așa mai departe. Mergem mai, mai departe în textul nostru. Era și un centru de modă, așa cum ați auzit. Aici exista o. O lână neagră, lucioasă, erau niște, creșteau, ei creșteau niște oi care erau particulare doar zonei respective, nu existau nicio altă parte aceste oi, și din ele confecționau, din lâna lor, confecționau mantii negre și covoare. În toată lumea, în tot Imperiul Roman era vestită lâna asta și hainele negre din Laodiceea. De aceea Domnul vine și îi spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe, nu haine negre, că astea nu ți de niciun folos. Observați că Domnul merge așa pe, pe contextul lor istoric, cultural, social și încearcă să le vorbească pe limba lor să înțeleagă. Pe lângă asta era și un centru medical la Odiseea, era acolo Asclepios sau Esculap, acel zeu al medicinei pentru care s-a instituit chiar și o universitate și era un spital mare, simbolul lui există și astăzi pe la farmacie. Ați văzut șarpele acela înfășurat de un toiag. Acesta era simbolul zeului medicinei, al lui Asclepios. Și cei de acolo, din la odicea, știau că există o pudră frigiană numită colir, și cu această pudră se tratau oamenii care erau bolnavi de ochi. Cu ochii. Deci vă dați seama că Domnul vine și spune acestei biserici din cetatea la Odiceea: Te sfătuiesc să cumperi de la mine doctoria adevărată ca să poți să vezi spiritual. Că degeaba vezi fizic dacă tu spiritual nu vezi. Pe lângă toate acestea era și un centru balnear. Și era apa aceea termală care era adusă printr-o conductă în, în cetate, pe drum, se răcea, nu mai era bună de nimic. Și bineînțeles că Domnul le vorbește iarăși și le spune: Dacă ai fi rece, dacă ai fi în clocot, dacă ai fi ca și apa de munte, să vin omul și să bea și să spună m-am înviorat, am băut apă, dacă ai fi fierbinte, în clocot, ca și apa termală, să vină bolnavii, și să încerce să-și trateze afecțiunile de la oase sau așa mai departe, ar fi ceva, dar uite, tu ești căldicel, ești ca și apa aceea care n-are absolut niciun efect și care este adusă în cetatea voastră prin conductele acelea. Ori Domnul le vorbește foarte clar, spuneam, pe limba lor, cuprins acest lucru în termenul la odiceea, pe care... Ați auzit, fratele Andrei, la deslușit, era un termen care desemna democrația, puterea poporului și așa mai departe, de la laos popor. Haideți să ne uităm puțin în versetul 14, în partea a doua, că e foarte important pentru noi să vedem cine vorbește aici. Bineînțeles, era Hristos, dar El are trei nume aici, trei nume. Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat. Acestea două merg împreună, Amin cu martorul credincios și adevărat, se explică unul pe celălalt. Și apoi, al treilea termen este începutul zidirii lui Dumnezeu. Hristos Domnul vine și vorbește bisericii din Laodicea, cum ne vorbește și nouă, din perspectiva profetului. El era prorocul lui Dumnezeu care se numește Amin, cel care rostește adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu este uh, profetul la superlativ. Hristos era profetul în timpul vieții sale, dar profetul la superlativ. El a fost cuvântul care i-a inspirat pe toți profeții. La început era cuvântul. Ioan capitolul 1 cu 1. Și aici îl găsim pe Hristos ca profet, vorbindu-i unei biserici în chip profetic, vorbindu-i adevărul despre starea ei actuală și despre o stare finală dacă ea s-ar fi pocăit. Vă dați seama că el vorbea și din trecut, și din prezent, și din viitor, pentru că sub ochii lui totul era gol și descoperit. Ori, fraților și surori, am găsit un text foarte interesant în Isaia, în capitolul 65, vă îndemn să-l citim. În Isaia 65 cu 16. Spune așa cuvântul Domnului. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeul adevărului. Ori în original, știți cum sună acest Dumnezeul adevărului? Elohe Amin, adică Dumnezeul Amin, Dumnezeul adevărului. Și vă dați seama că Domnul Hristos, profetul lui Dumnezeu, cel care are ochii ca focului, cel care vede tainele bisericii din la Odiseea, el începe să vorbească și spune: Băgați de seamă că eu sunt Dumnezeul Amin, sunt cel corect, sunt cel care vorbesc și vreau să vorbesc unor oameni care trebuie să fie ca și mine. De aceea, Domnul în predica de pe Munte spune foarte clar în Matei, în capitolul 5: Că da, al vostru să fie cum? Da. Și nu al vostru să fie cum? Nu. Asta ne-a spus o domnul și nu putem trece peste ce ne-a spus el. Vreau să vă spun că am cunoscut undeva în zona Maramureșului o soră bătrână prin care Domnul a vorbit unui slujitor al Lui în urmă cu mulți ani. Și a surprins Domnul tocmai această calitate a unui pocăit de a fi da, da și nu, nu. Adică să fie om de cuvânt, cum zicem noi. Om de cuvânt. Slujitorul bisericii din zona respectivă s-a dus la biserică într-o zi foarte supărat, auzise că o soră din biserică a căzut într-un păcat grav și împreună cu adunarea generală au exclus-o, deja se știa în sat problema ei, a exclus-o și așa de tare a fost hotărârea lor, pe vremea aceea erau foarte stricți cu pocăința, nu ca și acum, așa de stricți au fost încât i-au interzis să intre în biserică. Au zis să-ți dăm atâta timp și nici măcar nu intri în biserică, pentru că noi aici ne rugăm, noi îl cerem pe Dumnezeu să vindece, să răspundă și n-am vrea să te împotrivești tu cu păcatul tău, la ceea ce facem noi aici. Asta a fost hotărârea lor, sora a acceptat-o și a stat acasă. După un timp a venit această femeie la conducătorul bisericii, la prezbiter, și a spus așa, uite, fica mea va avea nuntă, te rog frumos, măcar la nunta fiicei mele, lasă-mă să intru și eu în biserică, că nu-i mare lucru. Și el a zis, bine, vedeți ce ginga și Dumnezeu, când zice, măi, da al tău să fie da și nu al tău să fie nu. Cine te-a pus să o excluzi așa de grav, așa de drastic, să o scoți afară din din biserică, să nu mai intre nici măcar în local? Cine? El, nu știu, râvna lui, nu știu exact ce a fost acolo. După ce el i-a spus femeii da și ea a venit. Este o prorocie în biserică prin sora asta bătrână care trăiește și acum are undeva către 80 de ani și lucrarea sună în felul următor. că nu ți-ai respectat cuvântul tău de copil al meu și de slujitor, iată că te voi îngădui pe ghearele fiarei din pădure, vei ajunge să fii internat în salonul cu numărul 7. te va îngriji un doctor cu barbă roșie și va auzi de tine capitala, Bucureștiu. Când a auzit slujitorul, a zis, fraților, cu sora asta nu-i ceva în regulă, eu n-am mai auzit lucrări cu barbă roșie, o excludem. Și-a și și exclus o pe sora, pe prorociță. Și zice, ce gheare, ce pădure, eu nu mă duc la pădure, el toată ziua mergea și atunci era o seriozitate, fraților, cine era slujitorul domnului, de obicei în sate, mergeau și la sapă în costum, Așa mergea fratele ăsta, în costum și cu cămașă albă, să știe oamenii că el e un pocăit și un om serios. Și așa s-a dus într-o zi la cules la ciuperci. Uita de lucrare. Și când pe acolo, pe culmea dealului, acolo, spre munte, spre țibleș, nu mă aude, mor, 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 mor și vine ursul. Ai de mine! Și îl ia ursul pe ghearele lui și începe să-l joace și să-l zgârie și să... Și a adus aminte de lucrare. A zis, extraordinar, se preface el că e mort acolo. Ursul tot întoarce, el miroase, merge în drumul lui și fratele fugă către sat. Și o zice, vai de mine, mi-am uitat pălăria acolo. Ce ori zice oamenii că eu spocăit și n-am pălărie în cap, că tot i-am și-au fugit înapoi după pălărie a luat acasă, când ajunge în poarta casei, strigă, femeie, mi s-a împlinit lucrare și o căzut în comă. Și imediat, salvare și internat. Și când se trezește din somnul lui letargic, e internat în salonul cu numărul 7, deasupra lui e aplicat un doctor cu barbă roșie și zice, domnule, ce ai pățit? Că am dat telefon la București să le spun la medicii de acolo ce s-a întâmplat și lucrarea lui Dumnezeu s-a împlinit. De ce? Dumnezeu este da și amin. Fraților și surori, Dumnezeu vorbește și astăzi. Și dacă Dumnezeu vorbește și astăzi noi facem bine să ascultăm. Amin. Al doilea portret al lui Hristos este acela de împărat. Este oficiul lui de împărat, este începutul zidirii lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc din Coloseni, din capitolul 1, să vedeți ce frumos tratează Apostolul Pavel aici. Chipul lui Hristos ca început al zidirii lui Dumnezeu, ca împărat. Că nu era preot aici, era împărat. Împărat, cel care coordonează toate lucrurile. Coloseni 1 cu 15 în jos. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Aici este un paradox, adică Dumnezeu e nevăzut și totuși are un chip. E Hristos cel întâi născut din toată zidirea. Recitesc de aici. Iată ce zice cel ce este începutul zidirii lui Dumnezeu. Și merge mai departe în Coloseni, versetul 16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, scaune de domni, regătorii, domni, stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului, iarăși are locul întâi al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, slăvit să fie el. Acesta este Hristos Domnul și în oficiul lui de împărat când vorbește și vreau să mă opresc după asta, pentru că data viitoare vom continua. Să știți că Domnul, așa cum spuneam Adineauri, împlinește când vorbește. L-am cunoscut pe tatăl fratelui Tică și a sorei Estera, Domnul se cuinteze și pe ei, fratele Victor din Fodora. Mă duceam la el când eram copil, pot să zic, mă duceam cum puteam, cu ocazie, cu autobuz, cu ce puteam, că știam că e un om al lui Dumnezeu și îmi plăcea să-mi povestească din ale Domnului. Ce mi-a povestit omul acesta, fraților și surori, atunci când cel care e începutul zidirii, se plasează la începutul vieții de credință al unui om. El îl duce până la capăt plin de putere și de harul lui Dumnezeu. Fratele Victor îmi povestea așa, zice, eram tânăr, nu m-am căsătorit încă și am avut o lucrare în satul nostru. Și în prorocia aceea Domnul mi-a zis așa, cât despre tine tânărule, va veni vremea în care să te duci pe front, să vezi moartea în față, dar te voi salva de acolo, te voi aduce înapoi și vei trăi până la adânci bătrânețe. Și așa s-a întâmplat, a avut cred că aproape 90 de ani când a murit. Și fratele mi-a povestit, zice, m-am căsătorit, am plecat în armată, era război și zice, am plecat cu un tren de soldați undeva departe la luptă, la război, cred că în Polonia mi-a zis că a plecat, și zice, la un moment dat au venit avioanele vrăjmașului și au început să ne secere. Și zice, mitraliere și soldații când au văzut că acoperișul vagonului începe să fie străpuns, găurit de glonțe, au sărit afară să fugă care încotro, Zice, care cum ieșeau, erau secerați, erau terminați. Zice, eu am ieșit și nu știu ce s-a întâmplat, frate, zice, m-am făcut și eu, că mort acolo, dar ei pe toți i-au luat și secerat. Și pe ei am mort, și pe ei a vis, ca să fie sigur că nu scapă nimeni. Și zice, am avut haina găurită, uite așa, dar nici măcar o zgârietură nu s-a atins de mine, un glonț vrăjmaș să-mi fac o zgârietură, pentru că Dumnezeu mi-a promis lucrul acesta. Zice, s-au retras avioanele, s-au dus. M-am ridicat de acolo, m-am uitat în jur, nimeni nu mai trăia, eram singur. M-am dus pe linia frontului, erau români, alții care s-au dus înaintea noastră acolo și au întrebat și au zis: Cine ești? Și le-am răspuns, spunea fratele, eu sunt un om aproape mort, dar trăiesc prin harul lui Dumnezeu. Eu am văzut moartea în față, dar Dumnezeu mi-a dat viață. Și au stat acolo vreo trei ani. După trei ani îl întâlnește pe un frate din zona sălajului și fratele acela îi spune, frate Victore, plec acasă. Dar cum măi? Ți-o dat în Nu, nu, nu. Mi-o dat în cel de sus. Dumnezeu mi-a zis să plec, că ajung acasă. Și zice fratele Victor, m-am uitat spre cer și am zis, Doamne, trei ani am stat aici, nu ți-am minte și de mine. Zice, am auzit o voce care a zis așa, aruncă tot ce ai și pleacă acasă. Zice, m-am uitat să văd, nu cumva ai vreun om ascuns pe mine. Nu, nu, nu era nimeni. Zice, mi-am aruncat uh, ce am avut, ranița aia de soldat, am aruncat tot și am zis plec, dacă Domnul mi-a vorbit plec. Și zice, m-am dus și m-am dus și m-am dus și eram încă în Polonia când mi a fost foame și n-am avut mâncare. Fraților și suror, versetul din Eclesiastrul este adevărat, dacă-ți arunci pâinea pe ape, după multă vreme Domnul ți-o dă înapoi. Povestea fratele Victor că atunci când era copil, părinții lor aveau moară, și era un iobag, un țăran care era legat de glie, la n-avea niciun drept. Lucra la calea ferată și totdeauna venea la ei la mâncare. Și ele îi dădeau pâine și îi dădeau mâncare. Și culmea, când fratele Victor, fugar de pe front, amintiți-vă de pădurea spânzuraților, îl urmăreau să-l spânzure oamenii, să-l pedepsească cei de acolo, că a dezertat, dar el a ascultat de Dumnezeu și ascunzându-se ziua și călătorind noaptea, a ajuns la capătul puterilor. Și când era la capătul puterilor, zicem, în Polonia l-am întâlnit pe Iobagul ăla la care i-au dat părinții mei mâncare. Era slugă la un boier. Și m-a dus acolo, zice, mi-a dat o pâine, frate, aproape cât roata carului. Și mi-a ajuns până acasă în Fodoradejului. dejului. ăsta e Dumnezeu care își ține promisiunea, slăvit să fie Domnul. Fraților și surori, haideți să ne încredem în acest Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.